Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră în această seară cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat, așa că îi spunem bun venit domnului conferențiar universitar dr. Daniel Mareș, rectorul Institutului Teologic Baptist din București și păstor al Bisericii Baptiste Golgota din București. Domnule rector, bine ați venit la mine emisiune. Bine v-am găsit. Împreună cu dumneavoastră aș vrea să privim la două concepte, la două idei care apar în Sfânta Scriptură, practic, plecând de la Vechiul Testament către Noul Testament și până în zilele noastre, se tot găsește pe paginile Sfintei Scripturi ideea aceasta a unui Hristos, a unui Mântuitor ca miel de jertfă și un Mântuitor ca împărat, împăratul ideilor. Practic, am numit generic tema din seara aceasta, Iisus Hristos ca mielul de jertfă versus Iisus Hristos, împăratul iudeilor. Cum vedeți dumneavoastră, cum vi se pare această, să spunem, balanță între cei doi termeni, mai ales în contextul în care înțelegem că venirea Domnului Hristos pe pământ și de fapt toată viața lui a fost pe de o parte o așteptare spirituală, pe de altă parte și o așteptare politică la vremea respectivă. Da, aș îndrepta atenția noastră tuturor spre Evanghelia după Matei, capitolul 16. Este un punct culminant pe care îl înregistrează Matei în narațiunea lui, momentul în care în Cezarea lui Filip Domnul Iisus Hristos își întreabă ucenicii cine zic oamenii că sunt eu. Și ei vin cu diferite răspunsuri. Unii spun că ești Ilie, altul Ioan Botezătorul, unul din proroci. Dar la un moment dat, apostolul Petru face o mărturisire extraordinară. Tu ești Hristosul, Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat. Și în acel context, Domnul Iisus Hristos îi spune, ferice de tine, Simone, fiul Iona, că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl care este în ceruri. După acel moment, când punctul acesta culminant a fost atins prin recunoașterea lui Iisus Hristos ca Mesia, ca cel promis de Dumnezeu, urmează de la versetul 21 paragraful în care Iisus vestește patimile și moartea sa. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l muste zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. În contextul acesta în care în aceeași zi, obișnuiesc să spun că pentru Petru cred că a fost și cea mai fericită zi și cea mai nefericită zi, imaginați-vă să laude Mântuitorul de față cu toți ceilalți pentru fabuloasa descoperire și mărturie pe care o face și după aceea să-i spună înapoi a mea, Satano. De fapt, mustrarea, dacă ne uităm mai atent, este adresată pentru afirmația pe care nu o face de la el, pentru că și spune Domnul Iisus Hristos, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Dacă cu puțin timp înainte ai avut gândurile lui Dumnezeu când ai recunoscut că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, acum gândurile tale sunt gândurile oamenilor pe care Satan le folosește. Care erau gândurile oamenilor? În tot Israelul, în decursul sutelor de ani, exista această așteptare mesianică. Gândurile oamenilor pe care cumva Petru le preia în contextul culturii pe care îl trăiește, erau acestea. Mesia trebuie să vină și să-i elibereze de sub jugul roman. Imaginați-vă că în fiecare an de Paște se repovestea istoria salvării din robia Egiptului. Și fiecare evreu era convins că așa cum a existat un eliberator care i-a scos din robia Egiptului, va fi un eliberator care să-i scoată și de sub robia Imperiului Roman. De aceea așteptările lor cu privire la Mesia care avea să vină erau mai degrabă politice. Ei așteptau să vină un eliberator, un Mesia politic. Ori aici vedem că ucenicii sunt pur și simplu impresionați atât de puternic și atât de șocați încât nu pot accepta. Refuză să creadă că Mesia va fi dat în mâinile preoților, va fi judecat,
va fi condamnat și cu toate că Domnul Iisus Hristos le spune a treia zi va învia. Ei nu pot accepta așa ceva. De fapt, cuvintele Apostolului Petru, ca purtător de cuvânt a celorlalți, sunt acestea. Să te păzească Dumnezeu, să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Vedem că Domnul Iisus Hristos după aceea mută toată discuția de la suferințele și crucea Lui spre o chemare și o invitație pe care o face la ucenicie adevărată. Și cu ceva timp în urmă spuneam că avem noi o cântare care spune drumul slavei trece și pe la cruce. Dacă ucenicii aveau de învățat o lecție, atunci aceasta era că drumul slavei, drumul spre coroană, întâi trece pe la cruce, unde te întâlnești cu suferințele și cu cununa de spini. Practic, acesta este momentul în care ei vor trebui să înțeleagă că asemenea lui Hristos care se jertfește, care se dăruiește pe sine, sunt chemați și ei să se lepede de ei înșiși, să moară față de tot ceea ce este lumesc, tot ceea ce poate oferi lumea aceasta și să-L urmeze pe Hristos pas cu pas. Ăsta este momentul și de aici, practic, tot ceea ce se derulează ne subliniază faptul că Iisus Hristos și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Acum gândiți-vă, Ierusalimul era centrul religios, era centrul de închinare. Ierusalimul era locul unde se desfășurau sărbătorile cu pelerinaj, cele trei mari sărbători cu pelerinaj, dar între ele sărbătoarea importantă care lor le amintea de izbăvirea din robia Egiptului era sărbătoarea Paștelor. Și ceea ce se întâmplă de fapt în duminica intrării Domnului Iisus în Ierusalim este momentul în care, în mod surprinzător, Iisus Hristos se lasă aclamat de mulțimile de oameni și când fariseii și cărturarii, pe de o parte îngrijorați că mulțimile îl urmează pe profetul din Galileea și pe de altă parte revoltați că copiii și ceilalți strigă binecuvântat să fie împăratul care vine în numele Domnului, surprinzător, ca niciodată, spun unii comentatori, Domnul Iisus Hristos nu-i oprește din aclamație. Ba mai mult decât atât, îi lasă să se unească în acea coloană care îl va însoți la intrarea în Ierusalim, în acele strigăte de osanale. De fapt, o paranteză aș vrea să fac aici. Osana, în limba ebraică, înseamnă salvează-ne. Era strigătul, de fapt, al unei întregi națiuni. O așteptare pe care o națiune întreagă o avea de la Mesia, ca să-i salveze de sub jugul roman. Foarte important, pentru că suntem în perioada în care și noi sărbătorim intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și, bineînțeles, apoi săptămâna aceasta pe care o numim Mare, o săptămână foarte importantă în care și în vremea Domnului Iisus, odată ajuns în Ierusalim și în mijlocul poporului său, s-au întâmplat foarte multe evenimente. Aș trage o concluzie foarte simplă, spunând că acea perioadă sau după intrarea imediată a Domnului Iisus în Ierusalim cu osanale, a urmat o perioadă de dezamăgire. A spune că Domnul Hristos în săptămâna aceea a fost cea mai mare dezamăgire pentru poporul evreu, pentru cei aflați în Ierusalim, pentru că ceea ce se întâmplă în realitate contrazice așteptărilor. Acum, așteptărilor pe de-o parte erau legitime, că într-adevăr trăiau sub apăsarea romană și vă dați seama, ca oricine, ca orice om, doresc să trăiești liber. Evreii au fost ani de-a rândul sub asuprirea cuiva. Pacea aceea pe care și-au dorit-o a lipsit de foarte multe ori și încă și astăzi ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Dar totuși, în acea săptămână, aș vrea să ne vedem ce s-a întâmplat, ce evenimente au avut loc astfel încât poporul s-a răsucit în al privi de Domnul Hristos de la un mare împărat primit cu ovații la un alt împărat cu inscripția pe cruce Iisus din Nazaret, împăratului iudeilor. Practic, o săptămână în care părerea lor s-a schimbat în totalitate. Da, e foarte interesant că în contextul acesta atât de scurt nu era nimic
triumfal, așa cum s-ar fi așteptat ei. De fapt, mulțimea aceasta care se pregătea de sărbătoare, și subliniez din nou, era vorba de sărbătoarea Paștelor. Cea mai mare sărbătoare. Cea mai mare sărbătoare a lor, o sărbătoare care lor le amintea de eliberarea din robia Egiptului. Să nu uităm că fiecare familie trebuia să fie reprezentată și în contextul acesta fiecare familie făcea acea masă de Paște cu sacrificarea mielului care le aducea aminte că salvarea lor în acele urgii ale Egiptului a fost prin harul lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu. Iar ultima orgie cu moartea întâilor născuți, de fapt a presupus sângele care ilustrează în mod profetic foarte clar că avea să vină o jertfă odată pentru totdeauna care să ne elibereze din cea mai cruntă robie, mai cruntă decât robia Egiptului, mai cruntă decât robia babiloniană, mai cruntă decât robia romană, o robie a păcatului. Ceea ce n-au putut înțelege ei a fost tocmai această misiune pe care și-a asumat-o Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Ei n-au așteptat că Mesia va fi unul care va suferi. De aceea, în toată tradiția robului suferinței pe care o întâlnim pe paginile Vechiului Testament și în mod special în cartea profetului Isaia, ideea robului suferinței atinge punctul culminant în Isaia capitolul 53. Este, așa cum îl numeau unii comentatori pe Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, care descrie ca și cum ar fi fost participant la evenimente, martor ocular la răstignirea Domnului Iisus Hristos. El spune, printre altele, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu, lovit și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Lor le era foarte greu să citească pasajul acesta, în primul rând că aveau o întreagă tradiție a robului suferinței, așa cum spuneam, și în multe din capitole din Isaia unde se vorbește despre robii Domnului, ei se identifică ca popor cu o tradiție a suferinței, dar rămân blocați în momentul în care ajung la Isaia 53, că știu că nu-i vorba despre ei. Însă, pe de altă parte, era greu să accepte că Mesia va veni ca să sufere. Ori, ceea ce se întâmplă în această săptămână este foarte interesant, așa cum spuneați, din perspectiva aceasta a întorsăturii pe care au lucrurile. Acum să lămurim foarte clar că în mulțimea care îl însoțea pe Domnul Iisus Hristos, erau foarte mulți din cei care veneau din Betania entuziasmați, era localitatea în care Lazar fusese înviat din morți. Mărturia despre învierea lui Lazar a atras foarte mulți oameni. De aceea erau îngrijorați cumva farisei și cărturari. Ca un detaliu, într-o paranteză, o să citim în Evanghelia după Ioan că și-au pus în gând să-l omoare nu numai pe Domnul Iisus, și pe Lazar, că Lazar era o dovadă a puterii și a miracolelor pe care le făcea Domnul Iisus Hristos. Ei, mulțimea aceasta contrastează foarte mult cu ceea ce însemna, de exemplu, parada militară pentru generalii romani victorioși, pentru împărații romani. Și aș spune că sărbătoarea intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este o sărbătoare a contrastelor evidente. Și aș marca, în primul rând, un prim contrast între în scena aceasta intrării în Ierusalim, între Domnul Iisus Hristos călare pe mânzul nemăgăriței, așa cum a profețit Zaharia, și generalii romani, despre care știm și se spune în istorie, că cea mai mare, să zic, apreciere pe care o putea avea un astfel de general era să intre victorios în carul de luptă tras de 4 cai, având în spatele lui ofițerii cu platoșele lor strălucind și în spatele lor robii, prizonierii de război, intrând victorioși pe porțile cetății și mergând pe străzile cetății până spre Capitoliu, acolo unde aveau să aducă jertfa de mulțumire zeului războiului pentru biruința pe care a obținut-o.
Acum, imaginați-vă că în contrast cu parada asta impresionantă, în care erau obișnuiți oamenii să-i vadă pe împărații intrând și generalii armatei romane, dacă spunea Filipiensi, mi se pare în cartea binecunoscută, Iisus pe care nu l-am cunoscut, dacă un astfel de ofițer roman era trimis să vadă ce se întâmplă cu mulțimea, era șocat să vadă că aici nu era vorba de o paradă care să arate triumful la ceva. Dimpotrivă, o mulțime de oameni, majoritatea dintre ei marginalizați, unii șchiopi, alții probabil copii, mulți dintre ei. Deci oameni care cumva au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos sau pe cei cărora Domnul Iisus Hristos le-a făcut bine și aveau toate așteptările lor legate de Domnul Iisus Hristos. Acum gândiți-vă în contrastul acesta că generalii romani așteptau un privilegiu în urma unei, sărbătoreau în primul rând o victorie trecută și se așteptau la un privilegiu ce le stătea înainte. Domnul Iisus Hristos celebrează o victorie care stă înainte, la cruce, și pe El îl așteaptă de fapt suferințele. Gloria va trece pentru El întâi pe acolo, pe la cruce. Și dacă în cazul generalilor romani se aduceau jertfe animale ca să celebreze victoria, Hristos se aduce pe sine ca miel de jertfă în momentul în care moare pe crucea de pe Golgota. Deci iată un prim contrast izbitor între ceea ce însemna împărăția și puterea acestei lumi și felul în care se sărbătoreau aceste victorii și biruințe și modul în care Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim. Cineva spunea că duminica aceasta intrării în Ierusalim a fost un moment de triumf, dar nu genul acela de triumf pe care l-ar fi așteptat Roma antică. A fost un moment de triumf, dar nu acela care să impresioneze pentru multă vreme poporul Israel. Pentru că, așa cum ai spus, așteptările lor erau strict legate de un conducător politic, un conducător care să-i ducă într-o revoltă care să se finalizeze cu eliberarea lor. Exista deja o mișcare de apărare. Zeloții erau foarte activi în perioada aceea și chiar unii dintre ei, Baraba, cel care urma să fie pus ca opțiune de a fi eliberat împreună cu Domnul Hristos, erau unii dintre cei zeloți. Și practic, unii din popor, oamenii de rând, se așteptau poate ca Domnul Hristos să ia conducerea acestui grup de luptători, exact, de apărare a poporului și de eliberare de sub dominația romană. Ce se întâmplă este că Domnul Hristos, după ce intră în Ierusalim, în loc să se ducă să-i caute pe acești luptători de gherilă, până la urmă, că asta făceau, se duce în templu, deci undeva unde nu te aștepți ca un mare luptător, un rege să se ducă în templu. Ce are sabia cu templu? O altă idee la care mă gândesc. Da, e foarte bună această subliniere. Istoricii ne spun că la această mare sărbătoare cu pelerinaj, populația Ierusalimului se tripla. Era culmea bucuriei pentru evrei și groaza pentru romani. Pentru că știau că există aceste grupări ale zeloților și grupări gata oricând fie să asasineze un conducător roman, fie să stârnească o revoltă. Ori în contextul în care așteptarea întregului popor era ca cineva să-i elibereze de sub jugul roman, oricând, într-o astfel de împrejurare, se puteau aștepta la cei mai rău. Cu atât mai mult acum, când aud mulțimile strigând, binecuvântat să fie împăratul care vine în numele Domnului. Imaginați-vă că lucrurile acestea au stârnit tulburare nu numai printre printre farisei și cărturari și printre marii, printre preoți și cei care conduceau din punct de vedere religios, dar au stârnit îngrijorare și în rândul conducătorilor și reprezentanților Romei în Israel. Și totuși, în mod surprinzător, acest împărat, așa cum spuneați, intră în Ierusalim, se apropie de fapt de Ierusalim, nu doar în calitatea lui de împărat, ci și într-o calitate de preot. Vom vedea că toate cele trei oficii, împărat, preot și profet,
le vom găsi aici. Primul lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos după ce intră în Ierusalim, în Săptămâna Mare, este să confrunte sistemul religios instituționalizat. De fapt, el se îndreaptă spre templu, locul în care oamenii ar fi trebuit să se întâlnească cu Dumnezeu, locul de întâlnire între om și Dumnezeu, între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și când ajunge la templu, știm cu toții că într-un mod absolut revoltător pentru preoți și pentru farisei și cărturari, răstoarnă mesele schimbătorilor de bani și face acea afirmație citând un pasaj din Profeți, din Ieremia: această casă va fi chemată o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și în mod surprinzător, Iisus Hristos în momentul acela, spuneam, confruntă sistemul instituționalizat religios al vremii de atunci. În ce sens? În sensul în care el își afirmă, dacă pot să spun așa, faptul că el este locul de întâlnire între Dumnezeu și oameni. În aceeași săptămână știți foarte bine că Domnul Iisus Hristos vorbește despre trupul lui care va fi stricat, stricați trupul acesta și în trei zile îl voi reface iară. Sigur că se referea la învierea lui din morți. Dar în acest context în care face curățirea templului, Domnul Iisus Hristos se uită în jurul lui și vede activitate religioasă lipsită de viață. Iar un contrast impresionant. Adică te-ai fi așteptat ca la templu, acolo unde se aduc jertfele, să vezi că în centru stau lucrurile pe care Dumnezeu le-a intenționat. Ori ele au ajuns la periferie și au fost puse în centru lucrurile care ar fi trebuit să rămână la o parte. Din punct de vedere religios, întotdeauna poporul evreu a știut că se află deasupra celorlalte popoare. Celelalte popoare erau politeiste, se închinau la tot felul de obiecte, da? De idoli. Și ei știau tot timpul că ei sunt cei aleși, poporul ales. Din start era o mare diferență între ceea ce făceau ei la templu, ceea ce considerau ei ca închinare și ce făceau vecinilor, popoarele din jur. Această superioritate, practic, le-a fost anulată de Domnul Hristos când le spune că, de fapt, tot ce fac ei acolo nu este decât o închinare falsă și, practic, toți s-au transformat în niște tâlhari, ceea ce este o mare jignire. Este o mare jignire, într-adevăr, sau era percepută ca o mare jignire, pentru că Domnul Iisus Hristos, prin gestul acesta, nu face altceva decât să reașeze ordinea divină a lucrurilor. Cum poate, aproape că te întreb de fiecare dată, cum poate o casă a lui Dumnezeu să fie transformată într-o peșteră de tâlhari? Sau am putea să întreb, se poate întâmpla așa ceva? Și nu mă refer la poate nenumărate biserici desacralizate și transformate în altceva decât a fost obiectul, așa cum se întâmplă în Apus. Dar mă gândesc la situația de atunci în care Domnul Iisus Hristos a reașezat în ordinea lor lucrurile. Da, se poate întâmpla atunci când casa lui Dumnezeu își uită menirea și destinația. Acela era un loc și mi se pare imaginea profetică extraordinară. O casă de rugăciune pentru toate națiunile. Pentru că așa cum ați spus, da, ei se considerau superiori într-un fel, însă Dumnezeu i-a ales, așa cum spune Dumnezeu prin robul său în Cartea Deuteronom, nu pentru că au fost mai grozavi, nu pentru că au fost mai deosebiți, ci Dumnezeu i-a ales ca să fie un fel de difuzor al lui Dumnezeu pentru celelalte. Fiți sfinți, a fost chemarea lui Dumnezeu din vechime, căci eu sunt sfânt. Ceea ce exersez în mijlocul vostru ca sfințenie se poate multiplica la celelalte națiuni. Fiți în așa fel încât neamurile care se uită la voi să-și dorească să mă cunoască pe mine ca Dumnezeu. Pentru că dacă ne ducem la legământul cu Avram, este clar că promisiunea pe care o face Dumnezeu acolo lui Avram este că toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui. Și chiar la dedicarea pe care a făcut-o Solomon atunci când spune, exact, dacă poporul meu se va ruga, se va smeri, va căuta fața mea, îl voi binecuvânta din ceruri. Inclusiv valabilă și pentru celelalte popoare. Exact, exact, exact.
De atunci, practic, a fost dedicat ca să fie în acest scop. Și în momentul în care el și-a pierdut menirea și-a pierdut scopul pentru care Dumnezeu l-a destinat, în momentul acela a fost atât de ușor ca el să fie transformat într-o peșteră. De... Știm ce se întâmpla. Erau schimbătorii de bani care aduceau... De fapt, Domnul Iisus, ca să folosim un cuvânt la modă astăzi, atacă corupția. Era o corupție generalizată în acel context, în contextul acela, și el atacă frontal această problemă de care suferea poporul. Mai există un aspect interesant. Poate o astfel de casă de rugăciune să ajungă o peșteră de tâlhari? Da. Atunci când sunt inversate prioritățile. Când ceea ce ar trebui să fie central este împins spre periferie și ceea ce ar trebui să rămână la periferie este adus în centru. Atunci când se inversează prioritățile, în momentul acela există riscul ca locul care trebuia să fie locul de întâlnire cu Dumnezeu să fie o peșteră de tâlhari. Și asta este ceea ce face Domnul Iisus Hristos în, hai să spun, în oficiul lui de preot, în momentul în care se apropie. El face o curățire a templului în sensul de restaurare a lucrurilor în ordinea divină, în felul în care Dumnezeu le-a intenționat. Atunci când inversăm prioritățile, atunci când lucrurile nesemnificative și marginale le punem în centrul vieții noastre, avem o mare problemă. Și, sigur, fără să spiritualizez, dar mă întreb care sunt lucrurile care ocupă locul central astăzi în casa lui Dumnezeu, care este o casă de rugăciune, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui. Nu cumva punem ceea ce ar trebui să rămână la periferie în centru și excludem, că asta făceau ei. Includeau ceea ce ar fi trebuit să fie exclus și excludeau ceea ce ar fi trebuit să fie acolo. În contextul acesta al pervertirii destinației acestui templu, Domnul Iisus Hristos face curățirea. Este foarte interesant că prin acest gest profetic am putea să spunem, Domnul Iisus Hristos ne aduce din nou aminte că cel mai important lucru pentru noi este să recunoaștem că El, și atunci când o casă a lui Dumnezeu își pierde direcția, e capabil să o refacă. Nu întâmplător, în afirmația pe care o face Petru, sau ca răspuns la afirmație, el spune: eu voi zidi biserica mea pe această temelie, care este afirmația făcută de tine, că eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor pirui. Hristos își zidește biserica Lui și indiferent care va fi, eu știu, lipsa de neveghere a unora și momentul în care s-ar putea ca într-un anumit context să-și uite destinația, Hristos este acela care își zidește biserica Lui. Într-un fel, spiritual vorbind, fiecare dintre noi suntem parte din cea mai frumoasă construcție pe care o face Hristos. Dacă ne-am duce în Epistola către Corinteni, veți vedea că acolo el zice lucrarea lui Dumnezeu pe care o face Dumnezeu e ca un ogor în care ai pus o sămânță și de unde strângi roade. Lucrarea lui Dumnezeu e ca o clădire care are o temelie solidă și adevărata temelie este Hristos și pe ea nu poți să pui lemn, fân și treste pentru că într-o bună zi vor arde. Și lucrarea lui Dumnezeu, în final, spune, este un templu măreț în care Hristos este piatra din capul unghiului. Și fiecare din noi, potrivit Apostolului Petru, suntem niște pietre vii. De aceea, cred că responsabilitatea noastră este să încercăm să ne focalizăm pe ceea ce înseamnă scopul și menirea pentru care a lăsat Dumnezeu casa Lui de rugăciune, o casă de rugăciune pentru toate popoarele, o casă de întâlnire cu Cel ce este Fiul lui Dumnezeu. Domnule rector, foarte frumos explicat și vreau să ne uităm la o altă întâmplare, la un alt episod din această săptămână, aș spune poate o întâmplare care i-a tulburat foarte mult pe cei din Ierusalim la vremea respectivă. Este discuția pe care o are Domnul Hristos cu privire la birul cezarului. Dacă curățirea aceasta a templului au acceptat-o cu greu și până la urmă
au trecut peste, la confruntarea aceasta cu privire la bir al cezarului, vreau să spun că i-a dezamăgit total. Pentru că, pe de-o parte, se așteptau să fie cel care ridică sabia și eliberează și în niciun caz nu credeau că Domnul Hristos l-ar putea zice la un moment dat plătiți bir cezarului și, de fapt, dați lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu și al cezarului. Cu alte cuvinte, i-au considerat-o ca o trădare dură de tot. Cum vedeți episodul acesta, care iar este o contradicție între așteptările poporului și, de fapt, realitatea celuia care era în fața lor? Să nu uităm că între ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost și dintre colectorii de taxe. Imaginați-vă că nu erau foarte populari în vremea respectivă, însă experiența aceasta a transformării și a uceniciei, de fapt, transformatoare împreună cu Domnul Iisus Hristos, a demonstrat că tot ce avem noi, până la urmă, îi aparține lui Dumnezeu. Timpul nostru, banii noștri, sănătatea noastră. Cu alte cuvinte, atunci când Domnul Iisus Hristos este, de fapt, îi se întinde o capcană, practic, în întrebarea pe care o pun fariseii și cărturarii, Domnul Iisus Hristos, într-un fel, în modul în care răspunde, ne aduce aminte că există, dacă vreți, o datorie pe care o avem față de autoritățile care sunt îngăduite de Dumnezeu. Mai târziu, Apostolul Pavel va trata această problemă în Epistola către Romani și creștinii vor fi învățați, potrivit învățăturii Domnului Iisus Hristos, să se supună orânduirilor, pentru că nu este o rânduire, fie bună, fie rea, care să nu fie îngăduită de Dumnezeu. În contextul acesta însă, noi știm foarte bine din experiența și viața apostolilor că subordonarea sau supunerea noastră față de orânduiri, față de autorități, este până la un punct. Până acolo unde ele ne vor cere să facem ceea ce Dumnezeu ne interzice să facem. Până acolo unde ele ne vor interzice să-i aducem lui Dumnezeu toată închinarea noastră și toată adorarea noastră. Și acolo, cu siguranță că vom putea spune, este mai înțelept să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. În contextul acesta, Domnul Iisus Hristos n-a făcut altceva decât să le spună că dacă datorează ceva, pentru că ei aveau de dat dări și la templu, aveau de dat dările și către autorități, dacă au ceva, dacă datorează ceva cuiva, trebuie să știe că ei nu trebuie să rămână datori. Să nu datorați, spunea Domnul Iisus Hristos, nimănui nimic. Cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama. Iată deci că ceea ce de fapt subliniază Domnul Iisus Hristos este un comportament sfânt și în relațiile sociale. Hristos vorbește despre o sfințenie și aduce un sistem de valori, am putea să spunem, care ridică standardul față de principiile pe care Moise le-a dat în legea lui și în predica de pe munte, le spune ucenicilor cum arată împărăția lui Dumnezeu și care sunt principiile care guvernează împărăția lui Dumnezeu. Așadar, prin răspunsul acesta, cu siguranță că probabil a dezamăgit pe aceia care ar fi vrut să nu mai plătească niciun fel de bir cezarului, însă le-a adus aminte că ei sunt în primul rând sub autoritatea lui Dumnezeu și că nu există nicio rânduire care să nu depindă de autoritatea lui Dumnezeu. Una dintre acuzațiile care i s-au adus Domnului Hristos a fost că s-a lăudat că va dărâma templu și îl va reface înapoi în 3 zile. Știm că a fost o minciună, n-a fost niciodată vorba despre dărâmarea templului așa cum gândeau acuzatorii. Dar Domnul Hristos vorbește în mod profetic despre trupul lui care avea să fie pus în mormânt, ucis, răstignit, pus în mormânt și care avea să învieze. Asta, vreau să vorbim puțin și despre aspectul acesta profetic, că până la urmă prezența Domnului Hristos pe pământ este împlinirea unor profeții. Așa este. Inclusiv intrarea Domnului Hristos în Ierusalim este împlinirea unei profeții. Tot ce se întâmplă de fapt cu viața Domnului Hristos
pe tot parcursul acelor 33 de ani pe Pământ, este practic profeții de Dumnezeu anunțat încă din Geneza 3 cu 15, în care spune că capul șarpelui va fi zdrobit. Aproape că am putea spune că toate profețiile și-au împlinirea în Iisus Hristos. În ce sens? Mă refer la orizontul acela al profețiilor care are de-a face cu prima lui venire și cu a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Sigur că primul orizont de așteptare al profețiilor era cel legat de contextul profetului, de situația în care profetul transmitea profeția. Dar într-un fel, într-un sens, pornind de la Geneza capitolul 3, versetul 15, în contextul căderii omului în păcat, acolo unde Dumnezeu spune în sentința pe care o dă șarpelui, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta, și în limba ebraică se subliniază clar că e vorba de acesta, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. De la această primă profeție și pe tot firul Vechiului Testament, Domnul Iisus Hristos, într-un fel, este profețit. De fapt, autorul Epistolei către Evrei, într-un pasaj deosebit, spune atât de frumos despre Domnul Iisus Hristos în capitolul 10 de la versetul 5. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prin oști, ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit jertfe, nici prin osuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri toate aduse după lege, apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Toate profețiile cu privire la Domnul Iisus Hristos, la nașterea Lui, la lucrarea Lui, la moartea Lui și învierea Lui, își găsesc împlinirea în El. Și în mod special, sigur, în această săptămână a patimilor. Foarte interesant, spuneam la început că Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim ca rege. Intră în Ierusalim ca preot atunci când face curățirea. Dar vom vedea că se apropie de Ierusalim ca un profet al lacrimilor. Pentru că dacă surprinde sau contrastează ceva în atmosfera aceea de sărbătoare, este că în timp ce toți se pregătesc de o mare sărbătoare, Hristos se pregătește de sacrificiu. În timp ce toți se bucură, Hristos plânge. Și în textele evangheliștilor vedem că Domnul Iisus Hristos plânge pentru cetate. El privește în viitor. Sigur, plânge asemenea profeților Vechiului Testament, în primul rând pentru că dacă se uită în trecut, vede că n-au avut ochi să vadă împlinirea profețiilor. Așa cum avea să spună Ioan în Evanghelia lui, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. A locuit printre ei. Vă puteți imagina lucrul acesta? Fiul lui Dumnezeu a locuit printre ei plin de har și de adevăr. Și ei nu l-au băgat în seamă. Ca profet, se uită în inima lor și în lăuntrul lor și vede împietrire spirituală. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos, în cuvintele rostite, plânge pentru cetatea Ierusalim, pentru că, dacă vreți, era un simbol și arăta simptomatic situația întregii națiuni. Așa cum arăta templul, așa cum arăta cetatea Ierusalim, așa arăta întreaga națiune. Și Domnul Iisus spune: vor veni zile când nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El vede judecata care are să vină asupra națiunii. Și știm că la anul 70 după Hristos, romanii au distrus Ierusalimul după un asediu de 143 de zile, au ucis 600.000 de evrei, au luat alte mii în captivitate și au distrus templul, locul care era cel mai prețios loc al lor. În contextul acesta am putea să spunem că în Duminica Floriilor, în Duminica intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, El se apropie de această cetate și ca profet. Și de aceea, probabil că
pentru fiecare dintre noi, sărbătoarea aceasta trebuie să fie și una de cercetare. Mântuitorul spune, n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată. Citeam un comentariu foarte interesant în care spunea că, din nefericire, de-a lungul istoriei, Hristos, așa cum a trecut acum 2000 de ani și nu l-au recunoscut aceia care mențineau jertfa sau focul jertfei de la altar, nu l-au recunoscut cei care erau cărturarii și farisei, l-au recunoscut copiii, în schimb, l-au recunoscut oamenii simpli. De-a lungul istoriei bisericii, când au fost atâtea situații în care religia instituționalizată a semănat cu cea din vremea Domnului Iisus Hristos, au fost atâtea situații încât Hristos n-a fost recunoscut pe fața celor care aduceau poate o reformă în biserică, pe fața celor care aduceau un suflu de trezire spirituală. Ei n-au putut să recunoască pe Hristos în transformarea și în viața nouă pe care o ducea la fiecare pas. Din nefericire, spun, istoria s-a repetat și în istoria bisericii creștine, când oamenii n-au putut să recunoască pe Hristos în cei sărmani, în cei în nevoi, în cei săraci, în cei care aveau nevoie să li se spună Evanghelia. Și eu cred că pentru noi sărbătoarea intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este, dacă vreți, o invitație la cercetare. Este o invitație la a ne cerceta pe noi înșine la urma urmei și a ne întreba cum ne poziționăm față de Hristosul, care este Fiul lui Dumnezeu, care se oferă ca împărat, ca mare preot și ca profet. Cum vom înțelege noi că va trebui să fie reacția noastră față de El? Iisus Hristos, spunea un comentator, intră în Ierusalim ca să fie primit sau respins. Nu există altă opțiune. Fie îl accepți și îl primești ca Mesia, fie respingi. De decizia asta pe care îi depinde nu doar viitorul pe pământul acesta, ci veșnicia. Practic, față de Domnul Hristos nu poți să ai decât două variante. Exact. Îl accepți, nu poți să fii neutru. Sau îl respingi. Asta exact. Este. Mai este o secvență care aș vrea să nu ne scape și care se petrece în aceeași săptămână a patimilor. Și cu îngăduința dumneavoastră voi cita un scurt comentariu al unui autor despre cea mai tulburătoare scenă pentru ucenici de data asta. Este vorba de spălarea picioarelor în săptămâna patimilor. Într-un context în care Domnul Iisus Hristos le spune că le pregătește împărăția, autorul Scott Peck spune, până în acel moment, cel mai important lucru pentru cineva era să ajungă în vârf și odată ajuns acolo să se mențină pe poziție sau chiar să încerce să ajungă și mai sus. Dar aici, acest om care era deja în vârf, era rabin, învățător, stăpân, a coborât brusc, jos de tot și a început să spele picioarele ucenicilor. Prin acest act singular, Iisus a răsturnat la modul simbolic întreaga ordine socială. Neînțelegând ce se întâmplă, ucenicii înșiși au fost îngroziți de gestul lui. De ce? Pentru că îi vom vedea certându-se la un moment dat cine să fie cel mai mare și așa mai departe. Deci, într-un fel, gestul acesta al Domnului Iisus Hristos, care este într-o succesiune de gesturi revoluționare pe care le face Domnul Iisus Hristos în săptămâna mare, ne aduce aminte că El este un împărat. Dar așa cum i-a spus lui Irod, împărăția lui nu este din această lume. Că El este un împărat, dar împărăția din care vine El nu se guvernează prin forță și prin abuz. În împărăția de unde vine El, triumfă dragostea asupra urii, blândețea asupra aroganței și adevărul asupra minciunii. Dacă stăm să ne uităm astăzi la viețile noastre, la creștinii de astăzi, la cei care, într-adevăr, și noi avem așteptările noastre, și noi avem problemele noastre, și noi avem nevoie de eliberare, și noi avem nevoie de vindecare, și noi avem nevoie de Domnul Hristos ca preot, de noi avem nevoie ca Domn, ca Mântuitor. Ce am putea face? Cum am putea acomoda viața aceasta? Care este dificilă? Indiferent cum ar fi, suntem încă pe pământ și pe pământ
Oricât de bine am duce, nu putem spune că nici nu se compară cu ceea ce va fi în cer. Cum ne putem noi adapta viața, cum ne putem noi ghida viața plecând de la Cuvântul Lui Dumnezeu, astfel încât să beneficiem din plin de bucuria aceasta a Domnului Hristos, a intrării Domnului Hristos în inima noastră și a învierii până la urmă. M-aș duce la ceea ce spune Apostolul Pavel despre Paște și despre jertfa Domnului Iisus Hristos în 1 Corinteni, capitolul 5. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Aluatul simbolizează păcatul și ceea ce spune de fapt aici Apostolul Pavel este că invitația pe care ne-o face și în anul acesta Cuvântul lui Dumnezeu este să prăznuim praznicul acesta cu azimile curăției și adevărului, ca să ne putem bucura de jertfa Domnului Iisus Hristos și învierea Domnului Iisus Hristos, care sunt, dacă vreți, cea mai solidă temelie pentru viața noastră de pe pământul acesta și pentru veșnicie. Dragostea lui Dumnezeu față de noi și promisiunea vieții veșnice se leagă de tot ce a făcut Hristos la cruce. Dacă vrem să știm cât ne iubi Dumnezeu, atunci ar trebui să ne uităm acolo și vom înțelege mesajul din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Da, așa cum ați spus, s-ar putea ca la un moment dat să fim dezamăgiți. Să fim dezamăgiți de anumite instituții religioase, când ele își pierd direcția, când ele își pierd scopul, când ele inversează prioritățile și trăim vremuri în care lucrurile acestea se întâmplă. Dar, un lucru care e foarte important, noi ca și creștini, fiecare dintre noi, în mod individual, avem ceva de oferit acestei lumi. Și aș încheia cu un citat pe care un om al lui Dumnezeu l-a spus în legătură cu prezența noastră ca și creștini în această lume. Lumea poate face aproape orice lucru la fel de bine sau poate chiar mai bine decât biserica. Nu trebuie să fii creștin ca să construiești case, să-i hrănești pe cei flămânzi, să-i vindeci pe cei bolnavi. Există însă un lucru pe care lumea nu-l poate face. Lumea nu poate oferi har. Unde altundeva să putem găsi și să poată găsi lumea nemântuită har decât în casa lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu? Eu mă rog ca de aceste sărbători fiecare dintre noi să-L recunoaștem pe Iisus Hristos ca împăratul, ca domnul vieților noastre, ca marele nostru preot și să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Pentru că știm că este unul care are milă de noi în toate slăbiciunile noastre, așa cum spune autorul Epistolei către Evrei. Și să ne lăsăm cercetați de mesajul profetic al Domnului Iisus Hristos și al jertfei de pe cruce și a învierii din morți a treia zi după Scripturi. Iată-ne că la sfârșitul acestei emisiuni putem trage concluzia că Domnul Hristos a fost în același timp mielul lui Dumnezeu, mielul de jertfă și, bineînțeles, împăratul iudeilor și nu doar împăratul iudeilor, ci și împăratul nostru, bineînțeles, nu unei împărății pământești, ci a unei împărății din cer. Spuneam ceva mai devreme și repet, Iisus Hristos a intrat în Ierusalim pentru a fi primit sau respins. A sosit vremea ca El să fie acceptat ca Mesia și ca împărat. Întrebarea cu care aș vrea să încheiem această seară este: tu ce vei face cu Iisus care ți se oferă ca împărat și ca eliberator? Domnule rector, vă mulțumim foarte mult pentru seara aceasta. A fost o încântare, o bucurie nespusă să stăm de vorbă. Nu mi-am imaginat că putem găsi atât de multe diamante în Cuvântul lui Dumnezeu, mai mult să avem atât de multe înțelesuri profunde din această
intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Este o experiență pe care cu toții ar trebui să o avem, ca Domnul Hristos să intre în viețile noastre, și cred că asta este acțiunea pe care trebuie să o facem fiecare. Să ne aducem aminte că Domnul Hristos trebuie să intre în inima noastră și așa să ne ajute pe noi toți Cel de Sus. Amin. Vă doresc o sărbătoare a Învierii plină de prezența, lumina și pacea pe care o aduce Cel Înviat din morți, Domnul nostru Iisus Hristos. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ne-ați primit și de data aceasta în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!